Salutare tuturor și bine vă regăsesc la un nou video Remediile Naturii. Astăzi vreau să pregătim împreună săpunuri prietenoase cu pielea, tămăduitoare, pe bază de pătlagină, rostopască și miere de albine. Am ales această combinație de plante, această combinație de ingrediente extraordinar de benefice asupra pielei, în special pentru cei cu răni, cu eczeme, cu psoriazis, pentru cei care au pielea sensibilă și cărora nu le priesc săpunurile din comerț cu ingrediente chimice și își doresc o alternativă mai sănătoasă. Pielea noastră are capacitate de absorpție, prin urmare ingredientele pe care le punem pe pielea noastră, fie ele naturale sau chimice, vor ajunge în final și în interiorul organismului nostru, de aceea este foarte important să acordăm o atenție sporită produselor pe care le aplicăm pe pielea noastră. De aceea eu astăzi vin cu o variantă de săpun care curăță pielea foarte bine și în același timp o vindecă și o protejează. Haideți să vedem cum preparăm acest săpun. Pentru prepararea săpunurilor am pregătit aici o bază de săpun de tip meltin transparentă de 1 kg, un ulei macerat din frunze de pătlagină preparat de mine în prealabil, tinctură de rostopască, o linguriță generoasă de miere de albine, poate să fie lichidă sau zaharisită, nu are nicio importanță, important este să fie miere naturală, deoarece aceasta va amplifica proprietățile dezinfectante, antiseptice, cicatrizante și vindecătoare ale săpunului nostru, câteva picături de ulei esențial, eu am ales un miros floral pentru a da un miros plăcut săpunurilor pe care le prepar și, bineînțeles, forme de silicon, matrițe în care voi turna săpunurile când sunt gata. Am pus pe foc o crăticioară la încălzit, la bain-marin și, între timp, voi porționa bucata de săpun în bucăți mai mici pentru a putea să îmi încap în crăticioara pe care am pregătit-o și pentru a se topi mai repede, priviți, în cubulețe de mărimea aceasta, iar la sfârșit voi pune săpunul la topit în crăticioara pe care am pregătit-o. Am pus săpunul în crăticioară, îl voi lăsa la topit, amestecând din când în când, timp în care voi pregăti amestecul de plante. Am acoperit de asemenea crăticioara cu o folie de aluminiu pentru a se topi mai repede baza de săpun și pentru a nu se elimina prin vapori emanați soda caustică din compoziția bazei de săpun. Este mai indicat așa, dacă nu faceți acest săpun într-un spațiu deschis, afară, este mult mai sănătos să procedați în acest fel. Pentru amestecul de plante voi folosi 50 de ml de tinctură concentrată de rostopască, în care voi dizolva, așa cum am spus, o linguriță de miere de albine, voi avea grijă să o dizolv foarte bine, împreună cu tinctura de rostopască. Voi completa cu ulei macerat de pătlagină până la 100 de mililitri. Acesta este amestecul meu de plante, 100 de mililitri. Aceasta este componenta tămăduitoare a săpunului. Este foarte important să respectați această proporție și să nu depășiți 100 de ml la 1 kg de bază de săpun, pentru că altfel riscați să nu vi se întărească săpunul sau să iasă prea apos sau prea uleios. De asemenea, un alt lucru foarte important este acela să folosiți ingrediente de încredere, tinctură și ulei macerat de calitate, concentrate, făcute din plante culese din zone de încredere, nepoluate. Ia priviți ce frumos s-a descompus mierea în amestecul meu de tinctură și ulei, asemănătoare unui fagure, nu știu dacă se observă la fel de bine pe filmare. Între timp, baza de săpun este aproape topită, mai are doar câteva bucăți, așteptăm să se topească integral. După ce baza s-a topit de tot, adăugăm amestecul de plante, amestecând continuu. Adăugăm câteva picături din uleiurile aromatice pentru miros, amestecând în permanență. Trebuie să avem grijă, deoarece săpunul se va întări foarte repede după ce vom închide focul. închidem focul și le turnăm foarte repede în matrițe, deoarece săpunul se va întări foarte repede. La sfârșit vom pulveriza cu alcool pentru a reduce sau a elimina din spuma care se creează de obicei la suprafața săpunurilor. În felul acesta, alcoolul poate să fie un spirit luat de la farmacie. Le voi lăsa la uscat și voi reveni după cel puțin o oră. După aproximativ o oră și jumătate, săpunurile sunt gata, s-au întărit. Ce frumos arată săpunelele noastre! Ia priviți, acestea sunt săpunurile noastre cu patlagină, rostopască și miere de albine. Niște săpunuri extraordinar de prietenoase cu pielea, de vindecătoare, mai ales în psoriazis, în eczeme, în răni. Sunt niște săpunuri care nu irită, sunt foarte blânde cu pielea noastră, iar datorită uleiului din compoziție nu usucă pielea, ci o lasă catifelată și plăcută la atingere. Iar mirosul, un miros floral, este extraordinar de plăcut. Prin urmare, dacă aveți probleme cu pielea, o piele sensibilă sau dacă aveți răni, eczeme, produse de psoriazis, iritații, acest săpun pe bază de pătlagină, rostopască și miere de albine este extraordinar de potrivit pentru pielea voastră. Este un săpun tratament foarte bun. Puteți să vi-l preparați după rețeta pe care v-am prezentat-o. Acesta a fost materialul de astăzi. Eu sunt Andreea Mihalea și vă doresc toate cele bune. Pe curând!